Cu capetele plecate, bătrânele pe care le întâlnim la tot pasul pe străzile aglomerate ale municipiului Târgoviște așteaptă mila oamenilor. Nu cerșesc și nici nu deranjează pe nimeni. În schimbul unui leu oferă legături de verdeață, flori sau plante, din care se fac ceaiurile. Nu vin la Târgoviște în fiecare zi pentru că nu au nici bani pentru pâine, dar apoi pentru navetă. Cumpără lumea flori, doamnă? Aia care, aia care nu... Ce să fac? Cum că dați buchețelul? Un leu. Iau și o mâncare, cartofi, ce să fac? Și reușiți să strângeți bani în plus pentru pâine, pentru... I-am luat un chip de cartofi, mai iau și o pâinică, o ceapă. De și drumul până la Moroieni vă costă? Și cu 80, 160 drumul, crede-mă de mine. N-am niciun fel de pensie, nici ajutor, nimic. Ce să fac? Vă chinuiți. Și florile de unde le luați? După pânduri. Ai reușit să strângeți ceva bănuți aici? Mamă, doamne, n-o pâine. N-o pâine? N-o pâine, măicuță. Veniți în fiecare zi? Nu mai pot să mai vin fiecare zi. Nu mai pot, am muncit la colectiv și cine n-a muncit are pensii și eu am muncit și n-am pensii. Că mi-am avut ajutor social, m-a tăiat prioteasa, prioteasa de popini la tăia și pe ăla de două luni. Bătrânele sunt conștiente că lumea nu are bani și nu se supără atunci când sunt refuzate. Cumpără lumea, cumpără dacă nu să fie sănătos. Plec, nu știu, domnița, ia-i un buchet de flori de la mama aia, ia-i? Nu ia, care vrea să ia? Dar să știți că e sărăcie goală, doamne, și are frumoasă. Doamna Elena este singură și fără niciun venit. Soțul său a dispărut de acasă de un an și jumătate, iar cele trei fete ale ei au familii și sunt tot amărâte, spune bătrâna. Își plânge singură suferința pentru că a muncit 10 de ani la colectiv și acum nu are nici măcar un cupon de pensie. Aveți și grădina acasă? Au, nu mare, ce să mai mulțumesc că mai cruța în pământ. Și dacă se fac legumele, să le vindeți și pe cine aveți ce să poate să facă. Nu ne ajută nimeni, pe oameni ăștia care am muncit, nu știu unde să mai mă duc. Am băgat 4 cai și 2 căruțe în colectiv și mănâncă numai pensii, care nu sunt bolnavi de nicio muncă, păcați de boli de atâția ani de zile. Bătrânele ca doamna Elena nu se rușinează că încearcă să câștige cinstit o pâine, însă sunt și femei care, în ciuda vârstei, o rup la fugă la vederea camerelor de filmat. În câteva secunde strâng marfa și se fac nevăzute sau își abandonează marfa pe trotuar. Nu fugiți, de ce fugiți de noi? Nu, mamăico, dar mă spuneați și doamnelor, de ce vă speriați? Că televizorul nu vă face nimic, să știți. Nu ne face, mamăico, așa este. Nu ne face nimic televiziunea. Vindeți în fiecare zi? Nu, mamăico, nu. Dacă? De câte ori puteți? O dată când putem și noi. Reușiți să strângeți un ban în plus? De unde, mamăico, să strângem bani în plus? De unde să strângem? După verdeață care o dăm noi 3 la leu, 4 la leu, după ce? Dar aveți nevoie, totuși. Ce să facem? Facem și noi, mame, nu suntem cu lapte, nu suntem cu brânză, nu suntem cu asta. Verdeață vindeți dumneavoastră. Mama. Ați avut probleme cu poliția, de sunteți așa speriate? Mame, e mai bine așa ca să... Mai bine poliția? Mai trece, mame. Poliția este pe urmele acestor vânzători ambulanți, însă sancționați sunt cei care vând lapte, brânză și ouă în căldură și fără condiții de depozitare a lactatelor.